Ministerul Sănătății a anunțat joi într-un comunicat de presă că a transmis deschiderile de credite bugetare în sumă de 91.480.000 de lei pentru a începe demersurile în vederea achitării salariilor restante din lunile mai, iunie, iulie 2021. În prezent se centralizează necesarul pentru luna august, astfel încât să putem plăti și salariile din această lună. Mulțumesc tuturor celor implicați în procesul de vaccinare. Apreciez efortul lor susținut și vreau să-i asigur de întreaga mea implicare în acest mandat interimar. Vaccinarea rămâne cea mai sigură metodă de prevenție eficientă împotriva infecției cu virusul SARS-CoV-2. Tot la această dată au fost efectuate imunizări în ambulatoriile de specialitate din 149 de spitale publice și 26 spitale private, iar în săptămâna 6-13 septembrie 2021 au fost solicitate un număr de 46 de echipe mobile pentru derularea procesului de vaccinare, a precizat Ministerul Sănătății. În județul Suceava funcționează 9 centre de vaccinare pentru imunizarea populației împotriva infecției cu SARS-CoV-2, dintre care 2 în municipiul Suceava, în municipiul Fălticeni, un centru organizat la școala Alexandru Ioan Cuza, unul în municipiul Câmpul Lung Moldovenesc, organizat în sala de sport a Colegiului Național Dragoș Vodă, unul în orașul Siret la Casa de Cultură Mihai Teliman și altul în Vama Siret, unul la Rădăuți, organizat în sala de sport a CSM, unul la Vatra Dornei, unul la Spitalul Orășenesc Gura Humorului și unul la aeroportul Ștefan cel Mare din Salcia.